Dragii mei, trebuie să mai mulțumesc o dată primăriei municipiului Vaslui pentru organizarea celei de-a șasea ediții a spectacolului concurs Mai cu Folk. Dragii mei, de asemenea, domnului primar inginer Vasile Pavel, pe care trebuie să-l citesc, nu mă pot abține. Oricine vine odată la Vaslui se va întoarce cu siguranță. Subscriu aceste cuvinte, deoarece am fost prezentă și anul trecut la Mai cu Folk și făcând o comparație anul acesta cu anul trecut, am regăsit multe priviri, mulți copii din care au mai participat și nu au fost la primele două experiențe. Și de asemenea, nu fiind doar din județul Vaslui, așa cum v-am spus și astăzi, Suceava, Neamț, au fost doar câteva dintre orașele care și-au făcut apariția la noi în Vaslui și, după părerea mea, s-au simțit destul de bine. Având în vedere că a fost vorba despre un festival concurs, este logic că am ajuns și la momentul premiilor. Cu siguranță așteptați acest moment și dumneavoastră și participanții. Pentru aceasta am nevoie de domnul Cristi Hâncu, membru al juriului și reprezentant Pixel Art, căruia trebuie să-i mulțumim desigur pentru trofee și pentru tot ceea ce ne-a oferit și ne-a pus la dispoziție pentru acest festival. Doamnelor și domnilor, începem cu prima categorie, 10-12 ani individual. Se acordă locul 3, Butnaru Ionuț. Felicitări, Ionuț! Aplaudați acest bărbat! Merită! Te rog să rămâi alături de noi, să întorci diploma, poate vei avea și o poză frumoasă. Și vom continua cu locul 2, categoria 10-12 ani individual. Locul 2 se acordă în cea de-a șasea ediție, Aliciuc Larisa! Larisa aleargă încântată spre scenă, te așteptăm. Larisa este vasluiancă de-a noastră. Felicitări, Larisa! Am ajuns și la locul întâi. Cine să fie și de unde să fie? După cum v-am spus, nu doar cetățeni ai orașului Vaslui au participat astăzi la acest concurs, ci s-au strâns din întreaga țară. Doamnelor și domnilor, locul întâi va merge la Brașov, Benga Claudiu Ilie! Felicitări, Claudiu! Te rugăm să rămâi alături de noi. În continuare se vor desemna premiile pentru aceeași categorie 10-12 ani, dar secțiunea grup. Locul 3 pentru grup din Vaslui, grupul Veronica! Așteptăm reprezentanții grupului Veronica să urce alături de noi pe scenă, toți, dacă se poate, să umplem scena așa cum a fost astăzi întreaga zi. Felicitări! Continuăm cu locul 2. Locul 2, categoria 10-12 ani, va merge la Vaslui, grupul Duo Maria și Alexia. Maria și Alexia se pregătesc să urce pe scenă, de data aceasta mai puțin emoționate. Felicitări, fetelor, întreaga voastră prestație și a tuturor a fost excepțională. Continuăm cu locul întâi și am nevoie de dumneavoastră să-i aplaudați pentru că cu toții merită acest lucru și practic asta este răsplata pentru munca lor și pentru efortul pe care l-au depus astăzi. Doamnelor și domnilor, locul întâi merge la Vaslui, grupul Unison Junior! Felicitări tuturor! A
Aceasta a fost categoria 10-12 ani, secțiunile individual și în grup. Haideți să le mai acordăm încă un rând de aplauze să se poată retrage. Felicitări, copii! Continuăm cu următoarea categorie. Este vorba despre 13-15 ani și vom începe în aceeași notă cu individual, secțiunea individual. Premiul 3 se acordă Biancăi Raluca Iaută din Bicazu Ardelean, Piatra Neamț. Felicitări, Bianca, și mulțumim pentru prezența ta astăzi la Vaslui și te mai așteptăm. Te rog să rămâi alături de noi pe scenă. Continuăm cu premiul 3, Diaconul Miruna din Tecuci, Galați. Va merge în acest an la Suceava, Gheorghiu Giulia Cristina. Mai avem puțin și facem harta geografică aici pe scenă. După cum v-am spus, copiii răspund de fiecare dată prompt și afirmativ invitațiilor concursurilor care se desfășoară pe teritoriul municipiului Vaslui. Pentru aceasta nu putem decât să ne facem responsabili și să dăm vina pe cei de la primăria municipiului Vaslui ce pun la dispoziția dumneavoastră mereu spectacole la o asemenea anvergură. Doamnelor și domnilor, nu vreau să mai păstrez suspansul și emoția și vreau să dau citire locului întâi. Premiul întâi este din... De unde să fie? Din Vaslui, Spătarul Teodor. La această secțiune trebuie să vă spun că avem și marele premiu. Iar marele premiu, pentru asta vreau să faceți gălăgie și vreau să aplaudați, pentru că este un premiu destul de important. Doamnelor și domnilor, marele premiu se acordă în ediția a 6-a Maicu Folk 2019 concurentei sau concurentului din Târgul Neamț, Bogdan Daria Andreea. Felicitări, Daria! Te rog să iei și diploma și să rămâi alături de noi. Plăcere! Continuăm cu aceeași categorie de vârstă, secțiunea grup, locul 3 în cadrul festivalului Maicu Folk 2019, din Piatra Neamț, grupul Talita Cumi. Îi așteptăm pe toți pe scenă, știu că erau destul de mulți. Îi vedem cum se ridică și rămân scaunele goale. Vă așteptăm aici, copii, alături de noi și să rămâneți pentru a face o poză de grup împreună. Locul 2, dragii mei, este din... Locul 2 este din Vaslui și se acordă grupului Unison. Așteptăm și pe cei de la Unison aici pe scenă să împărtășim împreună bucuria și emoția concursului. A fost un spectacol pe cinste, un festival pe cinste, așa cum a fost și în anii trecuți și pot declara cu siguranță va fi și în anii următori. Am ajuns la un nou loc întâi, ce va merge de data aceasta la Vaslui, grupul Raindrops. Poftiți diploma? Stai, două secunde.
și diplomă și foaie, ca pentru locul întâi avem un premiu substanțial. Continuăm cu categoria de vârstă 16-20 de ani și aceleași două secțiuni, individual și grup. Premiul 3 individual în cadrul festivalului Mai cu Folk 2019 va merge anul acesta la Suceava, Șchelu Anca Ioana. Așteptăm pe Ioana aici alături de noi pe scenă. În cazul în care nu mai este, cu siguranță vom găsi o persoană să acordăm diploma și să ajungă în siguranță la ea. Continuăm cu premiul 2 în cadrul festivalului Mai cu Folk 2019, ce se va acorda unui concurent sau unei concurente din orașul Bârlad. Este vorba despre Botaș Claudia. Felicitări, Claudia. Vom continua și am ajuns din nou la un loc întâi, de data aceasta pentru o categorie mult mai mare de vârstă. Dragii mei, locul întâi merge anul acesta la Mereuță Fabian din Bârlad. Mă bucur extraordinar de mult să văd atâta emoție și atâta bucurie atunci când se desemnează premiile. Poftim! Felicitări! Am ajuns la acordarea premiilor pentru secțiunea de grup a acestei categorii și începem cu premiul 3. În cadrul festivalului Mai cu Folk 2019, grupul Solfegiu Sufletesc Codăiești Vaslui. Te rog să rămâi alături de noi pe scenă și felicitări pentru premiu. Continuăm cu locul 2, grupul Arpeggio din Vaslui. Ceea ce avem pe scenă, pentru că lipsește locul întâi pentru această categorie. Doamnelor și domnilor, locul întâi în cadrul festivalului Mai cu Folk 2019 merge la Bicazul Ardelean în Neamț, grupul Florile Ceahlăului. Felicitări tuturor, pentru că fiecare dintre dumneavoastră a muncit, și spun asta și pentru părinți, și pentru profesori, coordonatori, îndrumători, dar și pentru copiii care și-au sacrificat din timpul lor liber să-l dedice unui gen muzical. Iar astăzi, având în vedere că au venit cu acest gen muzical, nu putem decât să fim mai fericiți. Doamnelor și domnilor, acestea nu sunt toate premiile, vom continua să acordăm premii pentru creație. În cadrul festivalului Mai cu Folk au existat și momente de creație pe care le-am specificat de fiecare dată. Vom acorda premiul pentru creație participantei Gheorghiu Giulia Cristina din Suceava. Și mai acordăm un premiu ce va merge de această dată la Bârlad. Este vorba despre Bejenariu Raluca. Felicitări, Raluca, felicitări tuturor pentru creațiile voastre și poftim diploma.
Continuăm cu diploma pentru creație, ca un premiu special, să spunem așa, Munteanu Vanessa din Bârlad. Felicitări, Vanessa! Tot premiu pentru creație, tot din Bârlad, Botaș Claudia! Se acordă premiul pentru creație din Neamț, de data aceasta, în cadrul festivalului Mike Folk 2019, lui Ionuț Stoian. Acordă premiul pentru creație în cadrul festivalului Maicu Folk 2019 unei concurente din Târgu Neamț, Bogdan Daria Andreea. Felicitări și de această dată, Daria! Se acordă premiul pentru creație din Neamț, în cadrul festivalului Maicu Folk, cine să fie? Bianca Raluca Iaută! Ultimul premiu pentru creație din cadrul acestei ediții va merge la Suceava, Schelu Anca Ioana! Felicitări! Acordate participanților și vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi alături de noi. Vă mai așteptăm la Vaslui și sperăm să răspundeți la fel de prompt invitației noastre. Felicitări și haideți să-i mai aplaudăm o dată! Așa cum v-am spus, munca lor nu se datorează propriilor forțe, pentru că da, într-adevăr, este nevoie de motivație și voință, dar este nevoie și de o coordonare atentă, iar pentru asta trebuie să le mulțumim și profesorilor îndrumători care s-au ocupat de acești minunați copii. Vom începe să-i premiem și pe dumnealor și începem cu Vaslui, domnul Chiper Elvis. Felicitări! Tot din Vaslui, premiat și nu se poate altfel pentru munca sa, domnul Ion Chiriac! Am auzit astăzi câteva cuvinte, cum că emoțiile se simt mult mai mult atunci când vin din partea copiilor pe care îi îndrumăm decât atunci când suntem noi proprii pe scenă. Nu este așa, domnule Chiriac? Felicitări! Continuăm cu orașul Vaslui. Domnul Adrian Trufia. Din Brașov, profesor Nica George. Alături de noi și Târgu Neamț, domnul Gheorghe Onu. Din Târgu Neamț mergem direct în Suceava și felicităm și pe profesorul Dumbravă Sergiu. După scurta
plimbare ne întoarcem pe meleagurile noastre în Bârlad și spunem mulțumiri, felicitări și un trofeu domnului Pleșu Corneliu. Din Tecuci, Galați, Iftimie Florin. Mulțumiri și felicitări se acordă și merg către Târgu Neamț domnului Adrian Beznă. Din Piatra Neamț, profesor Ana Teodoru. De pe plaiurile Vasluiului, domnul profesor Alin Bulboacă. Piatra Neamț, domnul Coșerariu Marius. Din Suceava, profesor Alina Roantă. Felicitări tuturor! Vă invităm pe scenă pentru poza profesorilor, îndrumătorilor, coordonatorilor. Vă mulțumim pentru ceea ce reușiți să faceți și de asemenea vă spunem, vă mai așteptăm la Vaslui. Și lor un rând de aplauze pentru că merită cu siguranță. Din cadrul galei premianților. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi până în acest moment și aș dori să știu dacă cei care au obținut marele trofeu sunt pregătiți să cânte și să ne mai încânte o dată pentru ultima dată ca în calitate de câștigători ai acestui festival până anul viitor, desigur. Avem cei de la Marele Trofeu, care au câștigat Marele Trofeu, sunt alături de noi? Cei care sunt pregătiți din cei care au luat locul 1 sau Marele Trofeu sunt așteptați să ne mai cânte o dată, nu contează ordinea, îi așteptăm să se prezinte încă o dată, să spună și locul pe care l-au luat și să ne mai facă o dată cinste pentru că merită și cu siguranță tot ceea ce ați văzut astăzi este rodul efortului și muncilor. Vom avea în continuare Daria Boghean. Mult succes, Daria, deși după așa premiu nu cred că mai ai nevoie. Bună seara! Mă numesc Daria Boghean. O să cânt cele două piese din concurs, compoziții proprii. Prima este pe versurile poetei Georgeta Resteman, Amurgul curcubeilor de ceară. Ce-au rătăcit adesea odinii.
Piesă pe versurile poetului Adrian Păunescu, opriți această frunză. Opriți această frunză de foc ce mă condamnă.
știi o măsură scurte mele vieți. Să știi o măsură scurte mele vieți. Vreau să vă zic bună seara, mă bucur foarte mult că am obținut acest premiu, îi mulțumesc jurilui și prima piesă se numește Cuvântul lui o aroată către divan, o piesă a lui Valeriu Penișoară. Marelui Urs.
Bună seara, mă numesc Mereuță Fabian și vin din Bârlad. Astăzi vă voi interpreta cuvântul lui Roată la divan. Teodor, iar în seara aceasta vă voi interpreta piesa Condamnare a artistului Emeric Imre. Iubindu-te fără de moarte, nici viață îmi pare că n-am, de nicio plăcere n-am parte, nu-mi trebuie niciun balsam. Și totuși de tine depinde chiar nenorocirea că sunt. Îmi ieșea din urmă merinde, îmi ieșe din urmă pământ. Și totuși te caut într-una, și totuși al tău a rămas. Când soarele caută luna, mereu despărțiți de un pas. Și totuși
te caut într-una. Și totuși al tău a rămas, când soarele caută luna. Mereu despărțiți de un pas. Nici Shakespeare nu-i dăm de-o poveste ca asta pe care o trăim. Și nici nu se scrie ce este, un dicționar e infirm. Mă simt o făclie în lanțuri, mă simt un surs înghețat. Mă simt o furtună în șanțuri, de toate ale lumii uitat. Și totuși te caut într-una, și totuși al tău a rămas, când soarele caută luna. Mereu despărțiți de un pas. Și totuși te caut într-una, și totuși al tău a rămas, când soarele caută luna. Mereu despărțiți de un pas. Și nici nu mai am bucurie, ființă și atât am ajuns. Nici inima mea nu mai știe să dea la acesta răspuns. Iubindu-te fără de moarte, nici viață nu-mi pare că n-am. De nici o plăcere n-am parte, nu-mi trebuie nici un balsam. Și totuși te caut într-una, și totuși al tău a rămas, când soarele caută luna. Mereu despărțiți de un pas. Și totuși te caut într-una, și totuși al tău a rămas, când soarele caută luna. Mereu despărțiți de un pas. Mulțumesc. Bună seara, noi suntem grupul Unison Junior de la Asociația Duart. Vă mulțumim!